Like dacă și la tine a început vacanța de iarnă. Pe scurt, vacanța de iarnă. Astăzi la școală am avut 3 evaluări și 3 teste la matematică și asta doar la prima lecție. În general, ziua nu a fost ușoară. În ciuda acestui fapt, aveam dispoziție, deoarece astăzi este ultima zi școlară din acest an. Dar asta înseamnă că mă așteaptă vacanța de iarnă. Am dezbrăcat geaca, după fiesul, prosul de fies iarăși mi-a făcut părul în haos. Plus și oglinda este murdară, am dat 2 ore cu mâna prin păr, acum am bine. Am mers în cameră să caut cu ce să șterg oglinda. Am găsit-o în cerap, fac, cerapul e tare. Cred că a venit și timpul să-mi găsesc iubite. M-am uitat cât e ora. Wow, deja e ora 5? Vacanța doar a început și sunt obligatoriu să petrec această vacanță foarte super. Mi-am amintit de caietul în care la începutul anului mi-am scris toate planurile pentru anul 2019. Am decis să mă uit ce am scris. Să-mi fac 6 pătrățele până vara, să fac macrodată tema pentru acasă, să fac o faptă bună, macrodată să dorm suficient. De ce atâtea obiective? Interesant, eu această listă am scris-o, sau un supra-om. Dintre aceste planuri n-am îndeplinit nimic, chiar și cu obiectivul să dorm. Mereu când vrem să mă culc mai devreme, stăteam și mă jucam Minecraft până la 3 de noapte. Așa că trebuie totul să îndeplinesc din această listă până la sfârșitul anului 2019. Dar înainte de asta, merg să mă uit ce-i cu bradul meu. Ha, mi-am amintit că brad n-am. Am revenit la listă. Să-mi fac 6 pătrățele până vara, chiar dacă vara a trecut deja. Acest obiectiv îl putem sări și merge mai departe. Mai bine încerc să-mi fac temă pentru o casă. Am încercat să rezolv cel mai greu exercițiu din lume. Easy. Să fac o faptă bună. Am lăsat câteva inimioare în comentarii. M-am simțit super eroi. Deja am îndeplinit 3 obiective din listă. Am decis să sărbătoresc acest progres cu ceva gustos. Mi-am luat o înghețată, am mâncat, mergem la ultimul obiectiv din listă. Să mă bag la culcare. M-am culcat. Primul lucru pe care l-am simțit când m-am trezit. Dureri de gât. Nu, doar nu asta, m-am îmbolnăvit. De ce, Doamne, am mâncat ieri această înghețată? Vacanța de iarnă. Pe scurt, vacanța de iarnă.